Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Să știți că ziua de vineri este o zi absolut nebună pentru toată lumea. În primul rând, să știți că este o zi foarte puternică, da? Avem Arcana Majoră Nebunul, care vorbește despre lucruri neprevăzute, despre libertate, despre putere. Vorbește despre noi căi, dar tot nebunul ăsta vine cu foarte mari surprize, să știți. Este un moment în care ne putem elibera. Da? Să știți că în general este o zi tensionată, da? Mai ales în relația dintre femei și bărbați. În general vorbim. Avem și Arcana Majoră, judecata. Da? Poate să fie o discuție ciudată prin intermediul căreia se clarifică ceva, dar poate să fie și o zi cu foarte mari predispoziții spre a ne revedea cu oameni dragi nouă sau spre a primi răspunsurile pe care le așteptăm. Și da, le primim. Ideea e că se și schimbă lucrurile. Da? Chiar dintr-o situație de haos putem să ajungem într-un context mult mai plăcut. Putem să cunoaștem oameni noi, suntem surprinși, da? Putem să ieșim să ne facem treburile și acolo să ne vedem cu un fost coleg sau știu eu să ne revedem cu cineva. Pot fi tot felul de întâlniri din acestea bruște, da? Care se petrec în ziua de vineri și asta e ok pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum spuneam, este o zi destul de ciudată. Ziua începe liniștit, doar că undeva în a doua parte a zilei lucrurile încep să o ia așa puțin razna. Da? Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să mai discutăm pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. V-aș recomanda de asemenea să fiți puțin atenți și pe sănătate, da? Pe partea aceasta de energie vitală în ziua de vineri și pe muncă, e foarte important. În weekend avem echinocțiul de toamnă, aveți ritual în comunitate, pentru fiecare zodie în parte e personalizat, aveți acolo toate informațiile necesare, așa că dacă vreți, vă aștept cu drag și acolo. Pentru următoarea săptămână filmările, da, vor fi cumva schimbate, pentru că așa cum am spus, am niște lucruri importante de rezolvat din punct de vedere personal, acum voi vedeți filmarea joi seara sau vineri, însă acestea sunt făcute mai devreme, pentru că așa cum spuneam, nu am cum să lucrez câteva zile, maxim o săptămână, nu știu, în funcție de cum îmi termin chestiunile. Nu e ceva negativ, doar că e nevoie să rezolv. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare în parte. Zodia Berbec. Dragi berbeci, în noaptea de joi spre vineri e un moment tare bun pentru voi pe iubire, da? Și chiar și vineri dimineață, pe iubire, pe relația cu un copil, vești bune care apar pentru voi, bineînțeles, legate de afaceri, legate de plăcerile voastre. Poate să fie chiar și o noapte bună să stați alături de partener sau poate chiar să încercați să cunoașteți pe cineva. Și prima parte a zilei de vineri e foarte bună pentru voi. În schimb, cum ziceam, e o zi nebună. În a doua parte a zilei de vineri, vezi că lucrurile încep să devină așa foarte încețoșate în mintea ta. Și de asemenea, undeva vineri seara, ți-aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate, dar și pe ideea aceasta că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica. Este nevoie să te axezi pe partea practică a lucrurilor, da? Și de asemenea, dragi berbeci, undeva vineri seara sunteți și voi prinși acolo cu niște chestiuni importante de rezolvat. Pot fi lucruri legate de rudele tale, pot fi chestiuni legate de persoana iubită. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi, ce spune tarotul. Nu știu de ce am simțit să pun flori primăvară, dar e o zi așa nebun, da? E toamnă, deci nu au cum să fie înfloriți copacii, dar cam așa o să simțim. Da? Marea preoteasă. Turnul. Turnul este energia generală pentru luna septembrie și să știți că ziua de 22 septembrie este foarte puternică din punct de vedere energetic, mai ales pentru voi. Da? Se pare aici, dragi berbeci, că aflați aici o veste foarte importantă privind munca, privind vecinii, privind un proiect pe care îl aveți și așa cum spuneam, poate să fie și o zi în care teoria nu e aceeași cu practica, mai văd niște secrete pe care le afli sau poate să fie chiar o zi de vineri extrem de puternică din punct de vedere energetic.
De asemenea, dragi berbeci, văd niște secrete pe care le puteți afla astăzi sau o conștientizare pe care o puteți avea. Avem 4 de monede. Este ceva ce ție personal îți va oferi foarte mult control asupra unei situații. Te văd foarte sigur pe tine, foarte stabil. Da? Iar ultima carte este Regina de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Da, pisica a furat o pietricică, da? Am niște pietricele aici pe masă, dar le mai folosesc la celălalt canal de YouTube. Nu știu de ce simt să zic asta. Cred că poate e cazul să ascult și de acolo, da, vreo variantă. Cine știe. Deci, o zi în care se clarifică ceva, se iau niște decizii importante, se rezolvă ceva legat de niște acte pentru unii berbeci. Sau ceva legat de o instituție publică. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi e o zi puternică, e o zi intensă. Prima parte a zilei e superbă și pentru voi, pe casă, pe familie. Cu siguranță aveți niște chestiuni foarte importante de rezolvat, da? Și de asemenea, dragii mei Tauri, pentru voi în a doua parte a zilei conflictele pot apărea din relația cu prietenii sau atunci când vine vorba de viitorul unei relații de iubire. Pot fi niște discuții acolo sau unii Tauri puteți să cunoașteți pe cineva și să fie niște înțepături, să fie niște chestiuni ciudate. Încercați să vedeți partea practică a lucrurilor și încercați, dragi Tauri, să eliminați, da, acele tensiuni care sunt din viața voastră. Hai să vedem și tarotul ce zice. Care sunt mesajele? A fost pisica la filmări, nu cred că mai vine. Care treabă, deja s-a băgat în bibliotecă la somn. Deja e amiază, e târziu pentru ea. Și avem pajul de spade pentru tine, 9 de cupe, o bucurie pentru tine astăzi. Da? O bucurie, o binecuvântare. Văd aici de asemenea că este o zi în care te concentrezi foarte mult pe tot ceea ce ține de acte sau este o zi în care ești foarte curios. Poate te bucuri că cineva îți dă mesaj, cineva reacționează la o postare, cineva îți dă un sfat, da? Apoi avem îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni, dar și o înțelegere pe care tu o poți face cu cineva anume, o întâlnire cu persoana iubită sau o întâlnire cu un prieten, cu o persoană dragă ție, că nu-i numai dragostea în lumea asta, da? Mai sunt și prietenii, mai ești de muncă. Ultima carte, puterea, wow, o conexiune cu zodia Leu. Dragi Tauri, o zi cu pasiune, o zi în care este adevărat, ceva vă provoacă, pot fi și eventuale discuții legate de gelozie, legate de partea aceasta. Pentru că, na, Lilith, da, de acum se pregătește să iasă din Leu și deja, da, ne dă cumva ultima suflare, ultima strigare. O zi, dragi Tauri, în care e bine să nu luați la modul personal tot ceea ce se întâmplă, mai ales în a doua parte, repet. În schimb, ascultați-vă intuiția că e ok. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi prima parte a zilei e foarte bună, mai ales în relația cu femeile. Noaptea aia de joi spre vineri e superbă, e cu vindecare, e cu liniște, persoane frumoase pe care le întâlniți în jurul vostru. Dar de asemenea, undeva vineri spre seară, vezi că apare un fel de haos acolo privind oficializarea unei relații, privind o relație cu o persoană importantă din viața ta. Și undeva vineri mai spre seară, atenție la eventualele conflicte care apar în casă, în familie, conflicte care, atenție, pot ține de tatăl tău, partenerul de viață. Și ție ce-aș recomanda? Odihnă. Da? Poate e ok să te mai și odihnești. Uite, e o întâlnire romantică, da? O întâlnire frumoasă, se petrec acolo niște lucruri. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Avem turnul, da? Deci spuneam că e o zi nebună. Da, e o zi nebună, să sperăm că e doar la nivel simbolic, doar la nivel energetic. 10 de bâte, turnul. Știți cum? E acea senzație când spuneți, băi, gata, nu mai pot. Nu mai pot, pun punct, ies la plimbare, fac pauză, orice. O zi destul de aglomerată pentru tine, da? Văd aici stres, da? Poate să fie o activitate mentală intensă privind o relație, privind o colaborare. Apoi avem pajul de spade. Cineva e foarte curios aici, dar este și o zi în care să știi că se poate afla un adevăr. Da, e o zi în care un adevăr poate să iasă la suprafață. Ultima carte, Magicianul, este cartea ta și e clar aici că e nevoie să iei atitudine. E nevoie să vezi toate resursele pe care le ai în jurul tău și să vezi ce anume poți pui în practică sau să vezi, da, cum anume poți să rezolvi problema.
E cineva aici care nu-i drept, nu-i corect, da? Poate să fie pentru alți gemeni și un moment în care răbufniți. Zodia Rac. Dragi raci, prima parte a zilei e foarte bună pentru voi, pe bani, pe muncă, vă simțiți apreciați, faceți mâncare, mergeți la cumpărături, rezolvați tot felul de chestiuni legate de muncă, legate de rudele voastre, legate de persoanele dragi, da? Indiferent ce faceți în prima parte a zilei de vineri, veți fi foarte mult apreciați. Undeva în a doua parte a zilei de vineri e un moment așa de mic mare haos pentru tine, în sensul în care teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica și poate să fie un moment pentru un irac, bineînțeles, în care să aveți niște discuții la un moment dat cu un bărbat de prin anturajul vostru, cu un vecin, cu o persoană dragă vouă. Deci se întâmplă lucruri, dragi raci. Se întâmplă lucruri. Încercați să evitați și voi conflictele pe cât de mult posibil, da? Cineva are nevoie să acționeze, cineva are nevoie să spună lucrurilor pe nume. Turnul și pentru tine, deci e clar, o zi nebună total. 4 de cupe. E o senzație de indiferență pe care cineva o are. De asemenea, poate să fie un moment în care tu reușești să crești din punct de vedere energetic, da? Uite, Marea Preoteasă, deci afli un secret sau este un moment în care spui gata, nu mai vreau să mai stau în bula asta de săpun, nu vreau să mai stau în iluziile astea, hai să clarific o situație. 9 de cupe, o bucurie pentru tine astăzi, se întâmplă lucruri frumoase, poate undeva pe la amiază, da? Ceva se finalizează, uite. Finalizezi săptămâna într-un mod bun, finalizezi, da, tot ceea ce ți-ai trecut acolo pe listă. 10 de monede înseamnă și susținere pe care tu o ai din partea familiei, din partea unei instituții financiare, poate este ceva legat de prietenii tăi, te revezi cu cineva, deci până la urmă reușești și rezolvi un anumit lucru. Zodia Leu. Dragii lei, noaptea aia de joi spre vineri e bună de iubire. E bună pe iubire, e bună să faceți o cucerire, e bună să încercați să cunoașteți o nouă persoană sau să vă stabiliți o întâlnire cu persoana iubită și de asemenea, dragii lei, pentru voi prima parte a zilei de vineri este extraordinar de bună. Aveți idei foarte bune, sunteți foarte creativi, vă simțiți apreciați, vă simțiți bine și vedeți că, na, lei care sunteți fie singuri, fie într-o relație, vedeți că puteți să faceți cuceriri. Alții pur și simplu aveți o stare de bine, de siguranță, e ok. Însă, în a doua parte a zilei, lucrurile o iau razna și pentru tine, mai ales în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. E cineva acolo care nu vede lucrurile foarte clar, este cineva care își face tot felul de iluzii, poți să fii tu sau celălalt. Depinde. Încearcă să eviți speculațiile financiare și partea aceasta de cheltuieli undeva vineri seara. Deci chiar evită cheltuielile importante, mă refer, că dacă trebuie să mergi să cumperi pâine, îți cumperi pâine, dar fii și acolo atent că la data de expirare, la chestii de gen. Da. Vineri seara, la fel, evită, da, cumpărăturile sau uite, evită eventualele conflicte care pot apărea în relația cu partenerii de afaceri sau în relația cu un copil, da? E ca și cum ești cu copilul tău undeva și el vrea să-i cumperi nu știu ce chestii. Deci vineri seara pot fi tensiuni pe bani, relația cu un copil. Hai să vedem tarotul ce zice. Este cu adevărat o zi puțin tensionată pentru tine. Ceva te scoate acolo din zona de confort, poate o cheltuială, poate este o reacție a unei persoane. 8 de bâte avem și 3 de monede. Da, dragi lei. Acționezi, da, acționezi, faci ceva în ziua de vineri, lucrezi la ceva, studiezi la ceva, văd un grup mai mic de oameni, dar văd că lucrurile se mișcă foarte rapid pentru tine. Primești tot felul de e-mail-uri, apeluri telefonice, mesaje. O veste bună privind un examen, poftim. Pajul de spade sau o veste bună privind zona studiilor.
Ești foarte curios și tu astăzi, dar este o zi în care cineva e cam ascuțit la limba aici în jurul tău, deci fii puțin atent pe partea asta. Cineva ți atrage atenția. Poate să fie persoana iubită, poate să fie un copil, cineva din jurul tău. Doi de bâte, ultima carte, deci progres, tu înaintezi, mai pui o cărămidă, pui bazele la ceva pe un termen mai lung. Și de asemenea, tot doi de bâte aici, doi de spade. O decizie importantă pe care o ai de luat, iar unii lei vă gândiți serios pe zona aceasta străinătății sau vă gândiți să mergeți împreună cu o persoană pe un termen mai lung. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, noaptea de joi și dimineața zilei de vineri și prima parte a zilei de vineri e bună în relația cu femeile. Vezi că se rezolvă ceva legat de casa ta, legat de familia ta. Fie primești niște bani pe care cineva ți-i datora, fie te simți tu apreciat așa de niște gesturi pe care cineva le face. Pe de altă parte, dragi fecioare, este o zi bună să luați și voi niște decizii privind relația cu rudele, în special femeile din jurul vostru. Veți simți foarte intensă ideea aceasta de iubire, de pasiune, iarăși, și de secrete pe care le poți afla. Însă, undeva în a doua parte a zilei de vineri, pe la amiază, în primul rând, evită discuțiile sau conflictele cu rudele, cu familia, chestiuni legate de acte, de casă, pentru că acolo este o neînțelegere, cineva nu vede lucrurile foarte clar. Da? Și chiar vineri seara, serios, încearcă să eviți ideea aceasta de a te impune sau de a reacționa într-un mod poate ciudat în fața unor stimuli. Vezi că vineri seara ați poți da seama de niște traume, de niște frici, de niște probleme pe care, uite, le poți vindeca. Da? Vezi și tu ce te deranjează, ce buton ți se apasă, că e ceva ce trebuie rezolvat. Poate ai o teamă, poate ai o traumă, cu toții avem. Da? Și e un moment bun. Atenție la reacțiile astea pe care le poți avea și încearcă să nu îi ajuți atât de mult pe ceilalți în ziua de vineri, doar așa de dragul de a o face. Hai să vedem, dragi fecioare, ce zice tarotul. Ce trebuie să știți? Hai să vedem. Opt de bâte, avem șapte de cupe, o bucurie foarte mare pentru tine legată de o călătorie, de un drum. Ai de luat niște decizii importante. Regele de spade, regina de spade, e ca și cum nu-ți vine să crezi cum anume se clarifică situația. Mai văd pentru unii o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Apoi avem 9 de monede, o zi în care confortul este important pentru tine, dar 9 de monede înseamnă și o sumă de bani pe care tu o poți primi sau o zi în care te concentrezi foarte mult pe partea materială a lucrurilor. Apoi avem pajul de spade aici, pajul de spade care, interesant este că a ieșit cred că aproape la toate zodiile. Cineva ți atrage curiozitatea, da? Ești curios în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. Poate chiar ai pe cineva aici care este foarte curios în legătură cu tine. O bucurie pe care o ai. Studiezi ceva, analizezi ceva anume. Afli niște informații care îți plac. Dar e bine atât să nu-ți faci iluzii, să nu-ți faci mari așteptări. Zodia Balanță. Dragi balanțe, noaptea aia de joi spre vineri e superbă pentru voi. Și mai ales prima parte a zilei de vineri. Pe relația cu rudele, în relația cu femeile în mod special, în relația cu prietenii. Poate este vorba despre viitorul unei relații, deci sunt niște discuții acolo intense, sunt niște negocieri. Pentru un proiect, pentru o relație serioasă, depinde de fiecare prin ce situație vă aflați. Dar știți cum, încă sunteți în perioada aia de săptămână oarbă, cum s-ar spune. Nu neapărat oarbă, că e de bine de acum că Venus e ieșită din retrogradare. Moment în care luați decizii importante. Da? A doua parte a zilei de vineri.
vine cu niște lucruri ciudate, da? Ți-ai programat ceva, se întâmplă altceva, e puțin totul dat peste cap, fie are legătură cu o problemă de sănătate a unei persoane, fie are legătură cu munca, cu rutina zilnică, ceva este dat peste cap acolo și undeva vineri spre seară încearcă să te odihnești și evită discuțiile în contradictoriu cu bărbații și vezi ce zici. Da, vezi ce zici în legătură cu bărbații, vezi ce atitudine ei, pentru că știi cum este și o perioadă în care fie tu ești deconspirat, fie poți să afli niște lucruri care să te, care să te apese. E o persoană acolo pe care nu o suporți, da? Un bărbat, da? Poate fi un prieten, tatăl, partenerul pentru doamne sau, da. Depinde de fiecare, ia să vedem. Sau o persoană masculină. Îndrăgostiți 10 de cupe, diavolul 9 de spade, fai, dragi balanțe, dragoste mare aici pe voi, pentru unii. Asul de monede, 8 de cupe. Ești stresat că ai lăsat ceva în urmă și acum ție ți apare aici o dovadă, da? Un câștig financiar, un nou loc în care mergi, o noutate materială, fizică, abundență și ești puțin stresat și e normal să fii stresat că nu cunoști foarte bine teritoriul. Poate să fie și o nouă etapă într-o relație, simt eu aici pentru unii, dar atunci este vorba despre o etapă mult mai stabilă și mult mai serioasă. Îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni, dar și o întâlnire pe care tu o ai cu o persoană dragă ție. Tot îndrăgostiții vorbește despre o decizie între minte și inimă și apoi avem 10 de cupe. Casa și familia, iarăși, sunt importante pentru tine în această zi și ești puțin stresat privind un ideal. Știți cum? Oriceva vă ia mințile de vedeți roșu în față, fie pentru alții dintre voi, sunteți stresați privind această nouă relație, nouă colaborare, sunteți stresați privind o situație ciudată din jurul vostru. Arcana majoră, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn, dar așa cum spuneam, e ceva ce te atrage foarte mult astăzi și te vei concentra foarte mult pe planul material. De asemenea, este o zi în care primești o veste bună sau rezolvi ceva legat de o casă, de o sumă de bani. Totuși ceva acolo în tine mai strigă în legătură cu un final. Parcă mai ai nevoie de o dovadă, dar parcă trebuie să mai fie ceva acolo. Sfat, dragi balanțe, nu stați în chestiunile astea toxice și superficiale, că nu-i de joacă. Da? Dacă ați văzut previziunile pentru octombrie, dacă nu vă invit să o faceți, că octombrie e bun pentru voi dacă știți ce vreți. Dacă nu știți ce vreți, e ciudat. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, în noaptea de joi spre vineri și chiar vineri dimineață este un moment superb pentru tine pe bani. Este un moment superb să te simți apreciat, te simți bine. Nu știu, să zic că postezi ceva pe un site de socializare și toată lumea te aplaudă și ți-o ofer cuvinte frumoase. De asemenea, dragi scorpioni, este o relație bună cu femeile. Deci se rezolvă ceva acolo, afli niște secrete, se întâmplă niște lucruri. E ceva ce ție personal îți va oferi o mai mare încredere în tine. De asemenea, undeva în a doua parte a zilei de vineri, încearcă să eviți cumpărăturile, da? Mai ales, nu știu, să zic că te duci într-un magazin și spui gata, am văzut pălăria asta, aia mea, e superbă. Ia și te uită cu atenție, ce e cu pălăria aia, da? Să fie de calitate, să fie ok, nu știu, dau și un exemplu, pentru domn, nu știu, nu mă pricep aici. Încercați să fiți puțin atenți pe chestia asta, că nimic nu e ceea ce pare, mai ales pentru voi, da? Mai ales când vine vorba de valoare, e ca și cum considerați voi că are valoare nu știu ce chestii care vă place vouă. La fel pot exista tensiuni în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită, evitați negocierile și chestiile astea vineri seara, că nu vedeți lucrurile clar. Și tot vineri seara vedeți că apar mici mari tensiuni în relația cu partenerul, în relația cu șeful sau în relația cu o persoană cunoscută. Nici vineri seara, să zic așa, nu e un moment bun să te întâlnești cu prietenii. E ceva acolo, e un gest pe care cineva îl face, e ceva ce se întâmplă care, uite, ție personal nu o să-ți plac. Te îngrijorează viitorul tău financiar, partea aceasta. Multe cărți. Lumea 4 de monede, deci o hotărâre privind un final. Finalizezi săptămâna cum trebuie, îți faci tot ceea ce ți-ai propus,
vrei să stai în lumea ta, în relaxarea ta. Regele de Bâte, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici un șef, văd o persoană asumată, o persoană care știe ce vrea. Asul de monede, o dovadă pe care o primești de la cineva. O veste bună privind banii. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Se pare că relațiile tale sunt binecuvântate în această zi de vineri. Văd o conexiune cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Poate să fie un profesor, un mentor sau poate chiar tu devii o persoană respectabilă în ziua de vineri. Lumea, ultima carte, deci nu s-a lăsat și tot a ieșit. Vineri, tu ai parte de un succes, de o bucurie foarte, foarte mare. Este ceva legat de o justiție, este ceva legat de o relație, de ceva important pentru sufletul tău. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi foarte bună în prima parte. Deci în noaptea de joi spre vineri, prima parte a zilei de vineri, momente superbe, relația cu femeile. Prieteni, de rezolvi ceva legat de acte, rezolvi tot felul de chestiuni legate de zona studiilor superioare. Începi să ai mai mare încredere în tine, vezi viața așa mai frumos, da? Totul e roz, totul e frumos, vrem strălucire, dar că știi cum, e o zi și cu drame. În a doua parte a zilei de vineri, ți-aș recomanda o mai mare atenție în relația cu rudele sau pe tot ceea ce ține de casă, de trecut. Pentru că aici pot apărea tot felul de lucruri ciudate, da? Se poate crea acolo un mic mare haos și tu e nevoie să mergi să rezolvi problema. În general, ziua de vineri spuneam eu că e o zi nebună la început, deci dacă n-ai aflat, îți spun acum, dacă n-ai văzut prima parte, e o zi nebună, o zi în care se află adevărul, o zi în care o să rămânem cu toți șocați. Așa mi-a venit și mie, spun, peisaje de primăvară în spate, cu toate că suntem în echinocțiu, adică intrăm în echinocțiu de toamnă. Pentru noi, în emisfera nordică, în emisfera sudică, e echinocțiul de primăvară. E cam așa și voi, dragi săgetători, da? Pentru voi e primăvară, pentru altcineva e toamnă, deci niște lucruri total diferite. Sunteți în lumi diferite. E un eveniment, dar fiecare îl percepe diferit, da? De asemenea, undeva spre seară, și voi mă înțelegeți la ce mă refer, că v-am zis-o foarte subtil acum și cu siguranță înțelegeți că nu permiteam să spun altă zodie. Pentru voi știu cum să vorbesc. Vineri seară, încercați să evitați tensiunile în relația cu șeful sau în relația cu partenerul de viață. Poate să apară și un fel de criză de identitate pentru unii săgetători. Da? Una ați vorbit, alta se întâmplă. Hai să vedem, dragi săgetători, ce trebuie să cunoașteți. Regele de Bâte avem aici, Pajul de Cupe. Uite, persoană foarte dragă sufletului tău care îți dă o veste. De asemenea, este un moment în care tu trăiești emoții noi. Avem Regele de Bâte, da? Care vorbește despre zodia ta, dar poți avea legătură și cu un berbec și cu un leu. Pentru alți săgetători este o zi în care primiți niște vești bune din partea unui șef sau din partea unei persoane importante. Apoi, Pajul de Monede. Uite, noroc, zic arhanghelii. Da, e o zi în care ai parte de un noroc legat de bani, legat de studiu, legat de partea aceasta materială a vieții. Ultima carte, 3 de monede. Deci foarte intens această idee de studiu pentru tine, de analiză. Cu siguranță vei vedea partea practică a lucrurilor mult mai intens în ziua de vineri și te vei simți foarte bine. O relație cu colegii, văd aici, sau cu niște prieteni. Construiești ceva, repar ceva. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, pentru voi ziua de vineri, prima parte e bună, deci noaptea aia, joi seara, vineri dimineață, da, și chiar prima parte a zilei de vineri, e un moment foarte bun pentru voi să rezolvați niște chestiuni legate de o bancă. Acum nu poți să rezolvi chestiile astea noaptea, dar vezi ce idei îți vin, că poate îți vin idei, poate afli informații, poate dimineața, vineri, stai la cafea și
afli informații, afli că s-a schimbat o lege, îți vine o idee, deci se întâmplă niște lucruri. Pentru alții e un moment intens din punct de vedere personal, mai ales dacă discutăm de dragoste. Sunt niște discuții acolo intense, profunde, da? Trebuie să clarificați niște chestiuni, iar pentru alți capricorni pot fi lucruri legate de bani, da? Sau de un copil. Dar mai mult aș merge pe partea aceasta de acte, de a clarifica o relație. Fie că discutăm de un final, fie că discutăm despre un nou început. A doua parte a zilei de vineri, uite, ți-aș recomanda să te odihnești și mare atenție ce vorbești, mare atenție ce spui vineri după amiază, pentru că nu o să vezi lucrurile clar. Toți vineri, dar asta undeva spre seară, vezi că poate să apară un mic mare conflict legat de niște idei în contradictoriu care sunt sau legate de relația cu spiritualitatea, tot ce ține de străinătate. E zona aceasta de internet și pe acolo pot apărea niște chestiuni ciudate pentru tine. 7 de spade. 4 de spade. Știți cum, dragi capricorni, e acel moment din lună când sunteți somnoroși și indiferent ce faceți, da, simțiți așa că dormiți în picioare, parcă sunteți mai retrași, sunteți în altă lume. E ok, doar că poate e bine să faceți nani, da, dacă simțiți nevoia. Uite, Marea Preoteasă, 7 de spade, niște secrete care se află, sunt niște discuții care au loc aici și care sunt destul de intense, zic eu, legate de dragoste, legate de o mutare împreună, legate de un drum, poate chiar o întâlnire ascunsă pe care o aveți, da, în noaptea aia de joi spre vineri sau o discuție așa ciudată. 4 de spade arată un moment de vindecare, de odihnă. Este o zi de vineri în care vei simți nevoia să te odihnești mai mult, vei simți nevoia să te relaxezi mai mult. 7 de bâte avem aici, niște provocări pe care tu reușești să le depășești în ziua de vineri. Vei încerca, așa cum ți-am și spus, să-ți impui punctul de vedere, să-ți impui ideile, da? Însă ți-aș recomanda aici să stai mai liniștit, da? Că e ca și cum, nu știu, vezi un perete și spui gata, e perete și când colo nu-i perete, e o perdea pusă, da? Cam așa și tu. Calm. Ea și te relaxează, da? Nu exagera cu absolut nimic și vezi că ești pe un tărâm așa în care mai nimic nu-i stabil, mai nimic nu-i sigur. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, noaptea aia de joi spre vineri și chiar prima parte a zilei de vineri este foarte bună în relația cu partenerul de viață, în relația cu prietenii, este foarte bună relația cu femeile, în general vorbind, deci o zi de vineri superbă. Prima parte. Poți să rezolvi ceva legat de o sumă de bani, poți să rezolvi ceva legat de casa ta. Apar niște vești bune. Alții rezolvați ceva legat de niște acte sau pur și simplu relația cu ceilalți e mai bună, în special cu femeile. Dar, repet, în prima parte a zilei. În a doua parte a zilei, fie v-ați făcut niște așteptări în legătură cu un prieten, în legătură cu o situație, fie universători, posibil să aveți ca un moment de confuzie privind viitorul vostru financiar. Nu este o seară de vineri bună să ieșiți cu prietenii sau dacă ieșiți, măcar evitați conflictele. Evitați conflictele cu bărbații de data asta, în mod special, pentru că acolo pot apărea lucruri ciudate. Poate știu eu, în relația cu partenerul pot fi niște discuții privind viitorul relației și de acolo lucrurile se meargă într-o direcție ciudată. Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie voi să știți. Pentru vărsător. Regina de monede pentru tine, da? Asul de cupe. O conexiune văd aici cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Apare o veste bună privind situația financiară. Este o zi în care confortul, să știi că este foarte important pentru tine. E o veste pe care ai așteptat-o de mult timp. 2 de bâte. Progres. Deci faci un progres astăzi. Faci un drum lung. E o decizie importantă. Apoi avem spânzuratul, o legătură cu zodia Pești.
Ti se cere să vezi lucrurile puțin dintr-o altă perspectivă, să iei o pauză, să te relaxezi și să înțelegi că totul are mersul său în viața asta. Dacă apare o amânare, dacă apare ceva, e ok să nu exagerezi, da? E ok să lași lucrurile să funcționeze. Văd aici o bucurie mică, adică ți se cere să te bucuri de fiecare aspect al vieții. Nu încerca să grăbești lucrurile pentru că nu știu cât de mult vor funcționa, da? Zodia Pești. Dragi peștișori, prima parte a zilei de vineri și noaptea dintre joi și vineri e foarte bună pentru tine, pe sănătate, pe muncă și chiar vineri dimineață reușești să rezolvi ceva într-un mod extraordinar de plăcut. Poate e ceva legat de o stare a ta de sănătate, poate e ceva legat de rudele tale. Pentru alți pești sunt niște vești bune acolo care apar de la muncă sau din partea unui șef și iar alții pur și simplu aveți de făcut niște activități aparent banale, ieșiți în evidență, sunteți foarte bine susținuți, toată lumea vă aplaudă, deci sunteți acolo pe un piedestal undeva. Însă, dragi pești, în a doua parte a zilei de vineri, vedeți că lucrurile sunt ciudate. E una din acele zile din lună în care vă spuneam eu, da, și în previziunile bonus, că e bine să fiți atenți, pentru că nu veți vedea lucrurile clar și poate să apară ca un fel de criză de identitate, dacă vrei, pentru tine. Tot vineri, undeva în a doua parte a zilei, undeva seara, de fapt, încearcă să eviți conflictele cu șefii sau conflictele cu bărbații importanți din viața ta. Bărbații din familie importanți, vecinii, persoanele din jurul tău. Alți pești pur și simplu vă treziți că două persoane, da, se ceartă acolo, deci nu o luați personal, că poate nu sunteți voi implicați. Spânzuratul, doi de bâte, cartea ta. Deci e un blocaj aici sau e o situație în privința căreia poate încerci să te sacrifici sau încerci să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Se cere să privești lucrurile pe termen lung, nu pe termen scurt. Și văd aici și o decizie importantă pe care o vei lua astăzi. Uite, este ceva legat de un copil, este ceva legat de o persoană dragă ție. Regina de bâte, ai foarte multă creativitate în această zi de vineri. Mai văd o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva te încurajează, cineva te ajută. Îți este alături. Pentru alți pești puteți să simțiți ideea aceasta de rivalitate. Iar ultima carte, cavalerul de monede, deci este o persoană de încredere aici pentru tine astăzi, cineva pe care tu te poți baza. Este o persoană care duce foarte mult, o persoană care se mișcă așa mai greu. Și poate, nu știu, poate ți se cere chestia asta, știi? Să mai pui o frână, să mai pui așa o pauză. Arcana majoră, moartea. Deci este vorba despre o transformare aici, despre ceva ce se schimbă. Treci la un alt nivel. Da? Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, dar sper că v-au plăcut floricelele mele din spate. Așa am simțit să pun, nu știu, m-am uitat și am zis că, băi, sigur e o zi nebună vineri pentru toată lumea, să mai află câte un adevăr, mai conștientizăm niște lucruri, toată lumea o să vedeți cu ea așa puțin razna. Probabil ăsta a fost și motivul, da? Că la noi în emisfera nordică începe toamna astronomică în weekend, iar în emisfera sudică începe primăvara astronomică. Deci, oricum ar fi, da? Suntem în afara timpului. Da, chiar vă invit la previziunile pentru săptămâna asta, că am discutat despre echinocțiu, e foarte important. Cei care sunteți în comunitate, aveți ritualul pentru zodia voastră la filmările bonus. Este un echinocțiu special, acolo e și karma, ascendentul e ciudat, ce se întâmplă pe cer e ciudat, e foarte puternic, e ok, e cu eliberări, dar trebuie să fim tari, da? Trebuie să fim tari. Bun, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi de vineri superbă și ne auzim la previziunile pentru weekend.